Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Mai multe piese extrem de valoroase, provenind din Neolitic, epoca bronzului și epoca romană, vor reprezenta Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva la expoziția Comorile României. Manifestarea va fi organizată de țara noastră la Beijing în partea a doua a acestui an. Expoziția Comorile României va reuni circa 700 de piese ce provin de la mai mult de 20 de muzee din România. Cele mai multe obiecte sunt asigurate de Muzeul Național de Istorie și de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Două dintre piesele selectate sunt din perioada Neoliticului Târziu, s-au păstrat foarte bine și au o vechime de aproape 7000 de ani, spune arheologul Marc Antoniu. Piesele cele mai vechi sunt într-adevăr din Neoliticul Târziu, sunt încadrate la cultura Turdaș și sunt două piese deosebite, o figurină antropomorfă reprezentând un personaj masculin care are redate foarte bine trăsăturile anatomice și chiar de decor și de îmbrăcăminte și un vas iarăși reprezentând un personaj uman, de data asta cu elemente care indică feminitatea. Vechimea lor este undeva la 6-7 mii de ani.